Înțelepciunea cerului. Eram în parc și mi era sete. Am decis să fac un experiment spiritual. Am decis să mă concentrez asupra acțiunii mele, a simțurilor mele, a minții mele și a spiritului meu. Am turnat suc de roșii într-un pahar. Am auzit gâlgâitul produs de scurgerea sucului în pahar. Am văzut culoarea roșie a sucului. Am simțit mirosul subtil al sucului. Am perceput în mod tactil consistența sucului. Am degustat sucul. Am băut paharul până la capăt. Am auzit în mod extrasenzorial cum mintea îmi spunea: ai băut tot sucul din pahar. Acum paharul este gol. În el se află nimic. Știam dintotdeauna că mintea minte și nu am vrut să o cred, ci am vrut să înțeleg. De aceea am reflectat. Mi-am dat imediat seama că în pahar se afla aer. Aerul nu puteam să-l văd, nici să-l aud, nici să-l miros, nici să-l pipăi și nici să-l degust. Cu toate acestea, el se afla acolo. M-am uitat la cer. Cerul îmi zâmbea și parcă îmi spunea: nimicul nu există. Fără aer poți muri în cel mult câteva minute. Fără fluide, corpul tău se deshidratează, dar poate rezista mai mult de o zi. Aerul este mai valoros decât apa. Ceea ce este mai subtil este mai valoros decât ceea ce este mai grobian. Tu crezi că ești trupul. Tu ești spiritul și nu trupul. Ești mult mai valoros decât crezi. Când sucul a fost consumat, a apărut aerul care este mai subtil decât sucul. Tu crezi că ești trupul. Când trupul tău se va consuma, îți vei da seama că tu ești, în fapt, spiritul. Zâmbetul cerului m-a făcut fericit. Înțelepciunea lui m-a iluminat. Am mulțumit cerului.